Bine v-am găsit, dragi prieteni! Focusul emisiunii noastre de astăzi este pe refugiați. În platoul emisiunii noastre sunt invitați și dați-mi voie să introduc director ADRA Moldova, domnia sa Andrei Gârleanu, bine ați venit! Bine v-am găsit! Colaborator ADRA Moldova, domnia sa Lidia Gârleanu, bine ați venit! Bine v-am găsit! De asemenea și voluntar în cadrul problemei refugiaților, domnia sa Tudor Scurtu. Bine ați venit! Mulțumim! Mulțumim că ați găsit timp. Știu că sunteți foarte implicați și în problema refugiaților. Dar emisiunea noastră are menirea pentru ca să discutăm, să prezentăm și chiar să zic să înțelegem ce înseamnă, să definim ce este, cine sunt refugiații. De ce există acești refugiați și cum noi putem să-i abordăm ca societate. În spațiul românesc așa se întâmplă că avem parte de ei datorită problemei vecine care există, țării vecine, și sigur că am fi vrut să cunoaștem de pe loc cum se întâmplă lucrul acesta și cum se trieze, cum se soluționează problema refugiaților. Și prima mea întrebare... După părerea dumneavoastră, știți că noi până acum trăiam în pace, undeva auzeam despre refugiați, undeva se întâmpla dincolo, poate mai departe decât de locul unde suntem noi, iar acum noi ne lovim de fenomenul acesta care se numește refugiat. Cum îl definiți dumneavoastră, pentru dumneavoastră, refugiat? Cine este refugiat? Cine poate fi calificat ca un refugiat? Atunci când vorbim despre refugiați, în primul rând, într-adevăr, țara noastră nu a fost pregătită de așa un flux de refugiați care este acum în țară. În același timp, problema încă nu s-a finalizat, încă tot mai este sunt și mai sunt. Da, este în creștere acest fenomen. La momentul de față sunt deja peste 2 milioane de refugiați care au ieșit din țară, dar mai este și un alt fenomen care, dacă tehnic vorbim, se numește persoane strămutate în interior. Da, și atunci cifrele cresc și mai tare. Deci 2 milioane sunt acei care au ieșit în afara țării și aceștia adică sunt refugiați. Cei care fug în afara țării, ei se refugiază. Când vorbiți despre țară, vă referiți la țara cu pricină. Exact. În cazul dat vorbim despre Ucraina. Și aceia care s-au mutat în interiorul țării, de exemplu din orașele care sunt bombardate la moment, s-au mutat înspre vest majoritatea, regiunea Lvov, fiindcă acolo încă nu mai sunt foarte mulți în acea regiune, aceia sunt persoane strămutate în interior. Dar problema nu este mai mică nici la ei, fiindcă la fel nu există infrastructură, nu există suficiente resurse pentru existența de zi cu zi până la sfârșit. Și este o problemă strigentă acum la moment. Deci spațiul românesc și acum dacă vorbim despre Republica Moldova, noi ne lovim cu problema refugiaților transfrontalieri. Exact. La data de astăzi noi avem peste 250.000 de refugiați care au traversat granița cu Republica Moldova. Majoritatea dintre ei sunt, ei tranzitează țara noastră și merg spre rude cunoscuți sau pur și simplu țări europene care se poate să le ofere statut probabil de refugiat și așa mai departe. Dar la moment avem în jur de 101-102.000 de refugiați care încă sunt pe teritoriul țării noastre. Sunt mai multe țări care, deci Ucraina este o țară mare, are mai mulți vecini și Polonia, Slovacia, România, Moldova, Rusia inclusiv. În Rusia sunt câteva zeci de mii de refugiați care au fugit din zona Donetsk și Lugansk. Deci când s-a început numai conflict, au fugit în Rusia, că era mai comod să se ducă încolo. Și la momentul de față, cum am zis, avem 100 de mii de refugiați care sunt în țară. Și dacă ne uităm după procentajul oamenilor, deci populația raportat la numărul de refugiați care au intrat în țară, Moldova se află pe locul întâi cu 4.000 de refugiați la 100.000 de populație și următorul procentaj este la Polonia care are 2.400 de oameni la 100.000 de populație.
Deci chiar dacă Polonia a primit până acum peste vreo 800 de mii de oameni, mulți, de 4 ori mai mulți ca la noi în Republica Moldova, practic, oricum Moldova la procentul acesta per capita, da, raportul acesta, oameni raportați la populație, noi suntem pe primul loc ca țară unde vin refugiații. Să înțeleg că problema dată cumva agravează situația și apasă sau este o greutate chiar pentru infrastructura a sistemii Republicii Moldova. Corect, corect, ați înțeles, este foarte corect ce spuneți dumneavoastră, fiindcă... E o povară destul de mare și, după cât înțeleg eu, ea este în creștere. Da, deci o parte din multe lucruri care noi le importam din Belorusia, Rusia, Ucraina, acum nu mai pot să fie importate în țară. Toate aceste lucruri îngreunează atât logistica, fiindcă trebuie să fie reorientate importurile din țările Uniunii Europene, de exemplu. Nu că n-ar exista suficientă ofertă, dar problema rămâne în crește prețul, fiindcă este mai departe, este mai costisitor în unele cazuri. Deci sunt anumite lucruri care atât aprovizionarea cu produse de tot felul, doi la mână crește... foarte mulți oameni tranzitează și e problema de combustibil, fiindcă mulți, iarăși noi cumpăram din țările care am menționat până acum și se reușește până când, adică nu există problemă mare, dar sunt unele companii petroliere care nu au suficient stoc din cauza că importau anume din acele țări. Mai departe, problema este traficului, fiindcă foarte multe mașini, imaginați-vă 250.000 de oameni, asta ar majoritatea oricum până când vin cu mașini, fiindcă este primul val de migranți care e, majoritatea vin cu mașini și sunt foarte aglomerate orașele, străzile, un pic e mai complicat de circulat. După cât am înțeles, eu chiar și mai ales vamele, atât punctele de trecere frontaliere în interior și în exterior, tot la fel sunt aglomerate și chiar într-adevăr a îngreunat infrastructura, în afară de problemele economice care se confruntă țara dată. Republica Moldova a facilitat cumva acest proces și nu există cozi ce țin de Republica Moldova. Problema cozilor există pe partea ucraineană și au ajuns până unele cazuri până la 30 de kilometri coada, adică de mașini, ca să treacă în Republica Moldova. Republica Moldova a suplinit numărul angajaților la punctele de trecere a frontierii și practic nu există mult timp de a aștepta ca să fie perfectate actele. La fel a ușurat trecerea pentru refugiați. Exact, a simplificat trecerea pentru refugiați, fiindcă nu solicită certificat COVID, nu solicită cartea verde dacă n-a reușit să o facă, au dreptul în decurs de zi să o facă pe teritoriul Republicii Moldova. La fel, chiar dacă actele de identitate sunt expirate, contează să aibă un act care atestă că el este această persoană și le dă voie și deja, conform procedurilor standard, poate să prelungească la ambasada Ucrainei, poate să prelungească termenul de valabilitate și așa mai departe. Adică sunt facilități care face ca să treacă destul de rapid și mai ușor acest flux de refugiați. Ați menționat faptul că există mulți categoria de refugiați tranzistanți, de cei care tranzitează. Aceștia la fel pot să aglomereze și, după cum am zis eu, aglomerează trecerea spre în exterior, adică în ieșire. Și la fel este aglomerări și kilometri de cozi unde stau oamenii destul de mult pentru ca să nu mai să fie procesate documentele. Ca să înțelegeți, am avut o ofertă de niște ajutoare umanitare de peste hotare și mașinile refuză să vină până în Republica Moldova, fiindcă înțeleg pe urmă pe sens invers, adică ca să iasă din țară o să fie mai problematic pentru ei. Atât intrarea e mai problematică cât și ieșirea, adică în interiorul Uniunii Europene până în România conștientizează problema ușor. Care există. Exact, există problema aceasta cu lama.
Bine, spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, cei care sunteți în clasificare, aveți o triere, ați organizat o infrastructură, în ce categorie dumneavoastră aveți, eu știu, împărțiți refugiații, cine mai mult solicită, în cine tranzitează, cu ce le satisfaceți nevoia acestora? Sau cum identificați nevoia lor? Noi am creat o echipă de voluntari care sunt responsabili atât de sudul țării, nordul țării și centru. Practic ați acoperit toată țara. Da, deși mai sunt zone încă neacoperite. Și ținem, deci, cum lucrăm cu fiecare acești voluntari, necesitățile care au nevoie, pentru că persoanele care tranzitează sau care ajung în Republica Moldova au nevoie de a fi cazate pentru câteva zile sau până la câteva luni. Respectiv, ne orientăm din punctul vamal care a venit, unde este mai aproape și cine ar putea să ofere aceste condiții. Și în acest sens, conlucrăm cu acești voluntari și vedem unde putem să ajutăm. Deci, practic, după dumneavoastră împărțiți în categorii cei care trec, cei care doar au venit pe câteva zile, doar... Da, deci așa și s-au repartizat voluntarii care oferă cazarea. Cineva are posibilitatea ca să ofere cazare, de exemplu, pentru 2-3 nopți, 2-3 zile, o săptămână maxim. Cineva are posibilitatea pentru o lună, două. Respectiv, ținem cont de aceste cerințe și încercăm să vedem ce fel de categorie de refugiați avem și necesități. Spuneți, vă rog, care e motivul? Deci, clar, cei care tranzitează, e clar cumva motivul. Dar cei care rămân pe mai mult timp, de ce sunt motivați să rămână pe mai mult timp? Cazurile care de ce este legat lucrul acesta? Cazurile care noi le-am avut, de exemplu, în nordul țării, câteva familii de refugiați au solicitat și chiar au fost cazați în case ale unor cetățeni din Republica Moldova care au plecat peste hotare. Voluntarii au găsit aceste locuințe care au condiții bune și ei au motivat, deci refugiații au motivat, noi stăm până când se termină situația care este acum. Deci ei rămân așa temporar câteva... Să revină înapoi, da, să revină în țara lor, da, da. Chiar și, deci noi ducem legătura, avem câteva familii care vor să plece fie în Polonia, fie în Cehia și ei spun, ok, noi mergem acolo, dar tot cu gândul că o să ne întoarcem când va fi bine. Spuneți-mi, nevoia cea mai mare a refugiaților sau cu ce vă loviți mea sau ce vedeți și încercați să satisfaceți această nevoie. Necesitatea cea mai mare este spațiu sau pentru a putea fi cazați. Cea mai mare necesitate, care, așa cum am spus, care 2-3 zile, care o săptămână. Pe lângă alte lucruri... Deci noi, o cazare temporară. Da, da, deci noi încercăm să întrebăm, chiar am avut o familie și are copii și zic, uite, ce ați reușit să luați cu voi? Și ea zice... lucruri, haine de schimb noi avem, slavă Domnului că am reușit acestea să le luăm, deci nu mai avem nimic nevoie. Foarte modest au fost și au zis că unde mergem mai departe sperăm că acolo vom avea ceva ajutor. La moment, deci nu avem nimic. În cazurile refugiaților cu copii mici, da, este necesitate de mâncare pentru copii mici, de aceleași produse igienice, pampers, deci cam așa necesități sunt. În dependență de vârsta și categoria refugiaților și necesitățile sunt diferite. Dar pe primul loc totuși este necesitatea de a fi cazați. Aș fi vrut să vă întreb și pe dumneavoastră, cel care sunteți implicat direct în ajutorare și practic dumneavoastră îi întâmpinați. După ce am înțeles eu, dumneavoastră, i-ați întâmpinat la vamă și ați văzut repartizând, creind o logistică ce privește ajutorarea și trăirea și plus la asta satisfacerea nevoii directe a acestor refugiați. Spuneți, vă rog, cum realizați lucrul acesta? Câțiva pastori ne-am înțeles pentru că am văzut că era nevoia și...
S-a făcut un grafic, un program, pentru ca să fim întotdeauna acolo cu cineva din biserică sau oamenii care pot să ne ajute voluntari. Vin foarte mulți care nu au unde să se odihnească, cum a fost spus. Cel mai greu este când ești noaptea în vamă. Și, de exemplu, biserica din Cimișlia și Besarabca am pus saltele pentru ca să-i primim exact la miezul nopții. Pentru că dacă vin în miez de noapte și sunt epuizați, sunt mulți care au stat o zi și două la vamă, au dormit în mașini, au fost familii care atunci când i-am întâmpinat, i-am adus la biserică și le-am spus, iată aici vă vom odihni. Dumneavoastră, când spuneți biserică, vă referiți la local de cult. Da, da, da. Uh-huh. Și atunci când le-am propus, iată noi ce oferte avem, ei cu lacrimi în ochi au spus, după ce am dormit o noapte într-un tranșeu cu copiii și am înghețat, văzând cum casa a fost pulberată și dispărut jumătate din satul în care erau, spune, când ne-am văzut de cu ziua și am ajuns aici, ne-ați întâmplat cu un ceai, cu ceva hrană și ne-ați propus o saltea și un loc cald, spune, noi vă mulțumim foarte mult. Pentru ei acesta a fost primul loc și a întrebat încotro, nu știu. Și ei, principal, au ajuns aici, le oferim primul ajutor, biserica locală din Cimișlia, Gura Galbenă, pot caza în fiecare noapte până la 60 de persoane. 60 de persoane și suntem ca un punct de urgență. Și întotdeauna suntem sunați la orele 1, 2, noaptea, 3, 4, până la 5 dimineață, chiar primim oamenii și au fost zile în care practic nu am dormit, am dormit în a doua zi pentru că în acea zi nu am reușit. Și mai interesant este, sau mai groaznic aș spune, că acești oameni vin neștiind unde, acolo îi ajutăm să se calmeze, își orientează direcția, pun un focus în viața lor, se gândesc unde și având cu el 2 sau 3 și 4 copii pe care i-am primit, a doua zi se gândesc unde ne ducem. Ei nu au nicio idee, Republica Moldova, locurile, transporturile, dar nu cumva să ne fure pe drum, nu cumva să ne iei copiii, nu cumva să ne ducă într-o altă țară. Sunt mulți care vin într-o panică, chiar au fost persoane care au venit în atac de panică. Noi am primit în primul rând, i-am liniștit, în primul rând, după ce îi calmez, o hrană, un duș. Și cineva spune, păi poate nu au nevoie. Dușul bine ajută. Calmează. Și după aceea și-a văzut copiii scăldați, curați, pentru că au venit cu ei la propriu cu un sac de haine, că altceva n-a reușit să ia. Unii vin cu genți, vin frumos, dar unii vin cu ce au. Și după ce le oferi o mână de ajutor, a doua zi îi vezi alți oameni și spun, acum știu cam unde vreau, dar cum să ajung? Și a doua zi trebuie să căutăm transportul, mijlocul. Unii pot să-și permită, spune, mulțumesc. Să conexiune, da, și unii spun, mulțumesc, duceți-mă la gară, eu mă duc mai departe. Alții spun, nici nu am idee cum să ajung la gara de tren în Chișinău. Măcar ceva, niște repere. Și oamenii în felul acesta îi poți ajuta. Cea mai mare problemă cu care credeți dumneavoastră v-ați lovit în ajutor, deci în ajutorare refugiaților? A fost două nopți în care nu le-am putut dormi, cu toate că eram în Cimșlia, dar din vamă ne-au sunat în Besarabca, în biserică se umpluse toate locurile, la oameni pe acasă, la membri din biserică se umpluse toate și la noi de asemenea. Și de acolo ne-au sunat, erau orele 1, 2, te rugăm frumos, salvează-ne două familii, 15 oameni, copii, ajută-ne. Și în timp ce vorbești la telefon, foarte ușor sau nu chiar, pot spune, la noi este plin, gata, și în timp ce vorbești, dincolo auzi, auzi copii care plâng, auzi, și atunci, dar nu mai vrei să dormi. Și cauți, sun, la cine presupun,
scoatem copiii noștri din cameră, îi mutăm, spun încă 4 locuri, mai găsim, saltea, mai găsit încă una la miez de noapte, la, până la 3 dimineață, culcăm în cameră la noi, hai că la noi încă e cald, mai avem loc și în hol, nu mai avem saltele. Eu am dormit de ajuns. Și atât când ajungi în asemenea situații, nu știi unde să-i culci pe oameni. Și poate că unii au fost deranjați, pe unii sunam, zic, nu te supăra, știu că tu ai un loc, te rog frumos, poți să primești încă 5 oameni. Și iată, atunci când ajungi și îmi spune doar 4 poți să primești, și am ajuns acasă la o familie cu 5. Era tata, 2 copii, bunelul și bunica. Și îi spun, uite, bunelul, bunica, putem să-i cazăm în această casă, dar copiii, tatăl poate să doarmă în acea casă. La care i-au spus, bunelul a spus, eu merg cu voi să-i văd unde-i culcați și... Când au ajuns acolo să-i culce, el spune, acum eu sunt liniștit că ei sunt culcați, eu ies la poartă și aștept să iasă familia mea odihnită. Și stai și te gândești, nu, ce să faci? Nu, și el spune, eu în altă parte nu plec, eu stau aici. Stau aici până când ai mei se vor odihni, că ei nu dormise mai mult de 24 de ore cu bagajele în mână, nu vorbesc. Sunt unii care vin cu transport, dar mulți vin fără. Și atunci am spus, nu, se găsește un scaun dacă e nevoie. Și familia au spus, dar noi avem deja un loc. Eu am dormit de ajuns. Eu mă duc să lucrez la seară, la 3 dimineața. Eu mă duc să mai fac ceva, las să odihnească oamenii. Și atunci am văzut oamenii care au fost primitori. Și iată, problema cea mai mare a fost când unii n-au dormit 2 zile. Și îi spun, nici nu mă hrăniți. Eu nici nu pot să mân, nici nu pot să merg. Dați-mi doar să dorm la cald, că am înghețat o mașină. Și nu ai unde. Să asta înțeleg. E problema. Cea mai mare nevoie a acestor refugiați, în primul rând, iată, în moment ce dumneavoastră, practic, îi primiți, îi luați de la vamă, care ar fi? Cumva ați menționat, cumva identificăm, care ar fi prima nevoie? Un loc cald, un loc cald. Un loc cald. Un loc... De odihnă. Da, uneori oamenii nici nu mai cer. Sunt diferite categorii, dar sunt oameni care într-adevăr au nevoie și ei strigă după ajutor, de aceea și suntem acolo, pentru că acei care au nevoie, dintr-o dată noi și le oferim ajutorul acesta. La modul general... Dacă îmi permiteți, da, eu aș spune că loc cald e corect, ca prima necesitate, pentru ei fug din cauza că acolo nu este siguranță unde erau. Ei au nevoie de siguranță, în primul rând. Și au fost cazuri când la vamă le propui, hai intrați în mașină, suntem, da. Nu vor da. Să intre. Deci prima de ce au nevoie? Securitate. Să poți să le comunici că tu ești o persoană care poți să aibă încredere în tine. Deci primul lucru este siguranță și după asta deja ei merg, au încredere în tine, cazare, mâncare și așa mai departe. Prima, ei fug din cauza că nu au siguranță și aici prima ce le trebuie, siguranță. Noi într-o noapte am avut această experiență când peste tot el era plin, vorbisem cu starea excepțională din Cimișlia, ei mai aveau ceva locuri în sală și când am mers acolo cu câteva mașini, cu oamenii, acolo la punctul de primire era și organele din poliție. Și când i-au văzut, au spus, nu încerc să dormim în mașină. Ce vă temeți? Nu, dacă este și poliția într-o căpire cu noi, era parcă o barieră, nu știu, așa, o teamă, o frică. Este aceasta, este într-adevăr. Nu, vă dați seama că dânsii, practic, li s-a aruncat orice încredere în securitate, în siguranță în localul său sau vă dați seama că bulverisat toată viața și acum sigur că sunt suspecți pentru orice persoană. Este... Pot oare să fie le poate fi oferit un ajutor fără deci, gratis? Poftim. Este și altă problemă. Deci refugiații au nevoie de siguranță,
că aici cât de cât vor avea acea liniște și securitate, dar iată, când ajungem în momentul cazării, nu știu, probabil că în sate deci ar fi mai ușor, în oraș este foarte complicat să găsești pentru cel puțin o săptămână, deci este practic imposibil cineva ca să ofere pe așa termen lung și există această frică, dar eu știu pe cine primesc? Dar dacă mă trezesc și îmi fur ceva din casă, dar dacă în general nu mă mai trezesc, deci am avut și așa situații. De asta, din ambele părți sunt acea nevoie de securitate. Sigur că da. Înțeleg că... Da, dacă îmi permiteți să... În general, cum am zis, noi suntem la prima, sper eu, ultima ocazie de aceasta de a avea refugiați. Nu am fost pregătit nici moral, nici fizic, nici material, nici într-un fel. Noi nu am fost pregătiți, nu m-am așteptat așa ceva, în general ca țară mă refer acum. Și am observat un fenomen care se întâmplă. La noi oamenii, majoritatea, nu sunt bogați. Sunt bogați în bunătate sufletească, dar nu sunt cei mai bogați. Nu sunt înstăriți. Exact. Și... primul val de refugiați a fost acela care au fost oameni bogați cu mașini, au plecat. Societatea noastră s-a mobilizat ca niciodată. Foarte activ au fost. Dar mai târziu, făcând analiza, am înțeles că noi o parte din resurse le-am epuizat cu oamenii care erau bogați, care practic o bună n-aveau parte din lucruri mare. Puteau să le asigure singuri. Acum vin următoarele valuri de refugiați, oameni care într-adevăr au nevoie. Cum spunea Tudor, a luat un sac de haine și nici nu știe care, primul care l-a nimerit și nu au unde pleca, ei nu au rude peste hotare, nu au cunoștințe peste hotare, ei depind întru totul de ce li se va oferi aici, cel puțin acum la moment. Și atunci, epuizând o parte din resurse pe oamenii care puteau într-un fel să se întrețină singuri, acum undeva se vede o scădere de activism din partea oamenilor, fiindcă îi înțeleg, fiindcă ei nu au suficiente resurse pentru a întreține mult mai mulți oameni decât ar putea să întreține pe o scurtă perioadă. De aceea vedem acum această problemă. Mă bucur că până acum oamenii încă mai sunt activi și mai ajută din unde pot, de unde nu pot, dar o intervenție din un suport și pentru acești oameni care ajută, în sensul, mai ales în contextul crizei energetice, căldura, să o faci, știți cum la noi oamenii fac, încălzesc doar o bucată de casă, ca să încălzească și casă, altă parte de casă, sunt resurse suplimentare și destul de multe resurse, dacă luând în considerație că prețul la gaz s-a triplat, practic, în ultimele câteva luni. De aceea mă bucur de oamenii noștri care încă mai ajută. Mă bucur că ei pot să facă acest lucru, dar mă gândesc că un suport ar fi absolut necesar pentru situația care acum se formează. Este mai mult decât noi putem să suportăm deja. Vedeți, mi-a asta o problemă că înțeleg eu că fenomenul refugiaților nu se încheie mâine, nici poimă, nici peste o săptămână. Evaluarea sau dezvoltarea situației de obicei este de așa fel că încep să fugă oamenii de acolo. Ok. Următoarea etapă, tu trebuie să-i recepționezi aici la tine, să le dai ceva care permanent. Dacă conflictul se lungește, atunci eu să stea mai mult timp aici. Și atunci este nevoie de infrastructură permanentă, nu de aceasta care pe o zi, pe două. Atunci sunt investiții mult mai mari care trebuie să făcute ca să integrez. Ok, după aceasta apare altă întrebare, integrare în societate. Copiii trebuie să meargă la școală. Părinții sunt stresați, le trebuie un suport, o consiliere psihologică. Deci este un șir de probleme care nu suntem doar la începutul lor. Dificultățile doar încep și ele se vină mai târziu. Nu toți oamenii care vin din Ucraina sunt cei mai sfinți, mă scuzați de expresie. O să apară și problemele de securitate, o să apară problemele mai târziu și de marginalizare în unele cazuri. Poate și chiar și de discriminare, sper să nu apară. Fiindcă o să înceapă să apară chestiunile astea, tensiuni între oameni. Deci se adaugă... La moment 100.000 de oameni, majoritatea dintre ei sunt în țară, majoritatea vin în regiunea Chișinăului, fiindcă aici este ambasada, aici trebuie să rezolve probleme, aici este gara care poate să plece în alte părți. Oricum, aglomerațiile de oameni generează unele tensiuni, unele probleme, de aceea trebuie cu înțelepciune de gestionat toate aceste situații.
Cineva spunea, un politolog, că în curând va apărea și oboseală. Deja a apărut. Uitați-vă la Tudor. Da, dar oboseala socială. Da. Mă refer acum. Și oboseala infrastructurii, pentru că acum încă mai sunt resurse și se ia din rezerve cât se poate, dar și acesta se epuizează și la un moment dat nu mai rezistă. Și catastrofa umanitară care, de care fug, de care au plecat refugiați și partea de care o au ei și sunt în speranță în alte localitate pentru ca să-și restabilească și securitatea și viața, pentru că așa cum a spus dumneavoastră, prima parte este doar a încălzi, a hrăni, a da securitate, a orienta, dar mai târziu deja vine și altă etapă. Dacă rămâne aici, trebuie integrare, trebuie să muncească, un loc de muncă, unde, ce fel, dar toate acestea împovărează și situația locală. E interesant că s-a votat legea ca să permită refugiaților din Ucraina să lucreze, să muncească. Este foarte bine. Poate câțiva din ei vor reuși să găsească ceva de lucru. În general sunt, cum ai zis, făcute multe lucruri care să ușureze viața refugiaților. Sunt bănci care deschid conturi pentru refugiați ca ei să poată să primească careva transferul de peste hotare. Cred eu o decizie înțeleaptă din cauza că dacă cineva poate să-l ajute, atunci scade povara pe pe localnici. Statul încearcă să se susțină, cred eu, sperând că vor veni bani din, cel puțin au fost promiși bani din Occident pentru a gestiona această criză. Este posibil, deci, dacă tu poți oferi mai mult de 20 de locuri, dar condițiile sunt destul de interesante, dacă poți oferi minimum 20 de locuri, trebuie să ai paznic, asistent social, psiholog, bucătar și așa mai departe. Sunt multe condiții care trebuie împlinite și statul asigură un minimum pentru acești refugiați. Iarăși, încă nu am auzit despre mulți bani care au venit în țară pe calea oficială, adică la guvern. Noi îi așteaptă auzit, până când. Dar am auzit multe promisiuni. Promisiuni am auzit, încă, exact. Practic, nu s-a văzut. Deci asta totul se ia acum din extra buget, probabil care deja de mult este epuizat, se ia de acolo de unde se speră că o să se pune la loc. Evident, dacă vorbim concret de Republica Moldova, după câte am înțeles eu, era și un deficit în buget destul de mare și acum cu fluxul de, cu fenomenul acesta, evident că localnicii sau moldovenii sau cei care sunt din Republica Moldova au strigat mult în ajutor, ne uitându-se la buzunarul său, dar până la urmă n-ai să mai ai ce să mai iei și atunci există o altă problemă. Sacul nu-i fără fond. Da. ADRA, în privința aceasta, ca structură, ca sistemă de ajutor, de dezvoltare și refacere, ce planuri aveți pentru viitor? Pentru că înțeleg eu că trebuie să vezi lucrurile și, după cât înțeleg eu, dumneavoastră vedeți și prevedeți alte lucruri sau alte probleme cu care se va confrunta societatea de astăzi. Întotdeauna spun că ADRA este puternică în parteneri. Fără parteneri nu facem nimic. În primul rând, unul dintre partenerii locali este Biserica Adventistă, care a arătat, cred eu, hai să o numim o maturitate creștină atunci când au venit acești refugiați și oamenii și-au oferit locurile sale de cazare. Dar este prima etapă. Mai departe trebuie să începem să lucrăm sistemic și atunci noi trebuie să ne axăm pe partenerii care avem în afara țării. În acest context, deja din prima zi de conflict am făcut demersurile necesare ca să putem să vedem care ar putea fi suportul acordat prin ADRA. Atât ADRA, practic toată rețeaua ADRA internațional, hai să zicem, da, deci toate oficiile, 140 de oficii din toată lumea, sunt solidare acum și se colectează fonduri în toate țările practic și se face un, se numește un fel de network proposal, da, deci ca să fie posibilitatea de a ajuta în fiecare țară care primește refugiați. Un parteneriat frumos îl avem cu ADRA România și ADRA Cehia, care la fel au colectat niște fonduri care deja sunt pe drum ca să putem să ajutăm refugiații. Am depus proiecte la organizații mari, după cum este ECO și așa mai departe, adică deja au fost scrise, ieri a fost timpul când noi am depus aceste proiecte.
prietenii noștri din biserici care sunt în prima linie, dorm câteva ore din cauza că nemijlocit lucrează cu refugiații. Noi dormim câteva ore din cauza că noi stăm și scrim, fiindcă ceea ce facem noi acum, în perspectivă de câteva săptămâni. Da, deci noi când depunem proiectul, e chestiunea de 2-3 săptămâni până când ajung banii în țară. Evident, că dumneavoastră, misiunea dumneavoastră este de strategic, a vedea lucrurile și pentru viitor. Totuși, am creat, hai să zicem, o celulă de criză, unde noi suntem ca un catalizator de eforturi, acolo unde rezolvă între dânsi și oamenii foarte bine, unde nu, noi am făcut o... ne-am uitat care sunt locurile în țară libere pe la frați, pe la membrii noștri și pe la alți voluntari, nu neapărat membrii noștri. Și acolo unde, de exemplu, voluntarii nu pot să găsească o soluție, ei îmi transmit nouă aceste cazuri și noi deja vedem cum s-ar putea de ajutat, unde noi avem viziunea pe țară, unde sunt locuri libere, unde putem să cazăm pe scurtă durată, pe lungă durată și așa mai departe. Spuneți-mi, în perspectivă, cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea acestei infrastructuri sau logisticii ce privește ajutorul sau soluționarea problemei refugiaților? Avem planuri de viitor, dar trebuie să... deci mai avem nevoie încă de a afla exact ceea ce este necesar pentru a putea să intervenim exact acolo unde este nevoie. Atunci când ai sursele financiare, poți să gestionezi și respectiv și să te implici acolo unde este cea mai mare nevoie. Noi sperăm că o să facem față și sperăm că o să putem să intervenim acolo unde într-adevăr este nevoie pentru ca să ne aducem și ajutorul nostru financiar, pentru că, așa cum s-a spus, voluntarii deja ajută, dar este momentul când atât sursele cât și energia și entuziasmul scad. Și atunci este nevoie de a-i ajuta cumva ca să putem să prelungim acest ajutor. Și ce vă gândiți să faceți pentru ca să preveniți lucrul acesta? Aveți un plan de dezvoltare? Planurile care au fost scrise, probabil că... vor fi implementate. Deci vedem la moment care sunt sursele financiare care vor urma să vină și apoi, în dependență de necesități și resurse financiare, vom face planurile exact pentru a acoperi acele necesități care vor fi. Pentru că la ziua de astăzi, după câte am înțeles noi, există o categorie de refugiați care trebuie să-i canalizez, să-i ghidez. Există o altă categorie care sunt doar pe o perioadă de timp, temporar, și pe ei de satisfăcut nevoile acum locale și după aceea ei descarcă cumva sistemul, dar sunt și alte categorie. Evident că unii vin, alții se duc, dar este și alte categorie. Cei care rămân, în speranță că se vor întoarce sau nu vor... Se gândesc ca să rămână aici, să se integreze în societatea unde au rămas ei. Evident că ajungând undeva sau luând la întreținere voluntarii, vor trebui cumva susținuți și aceștia. Și în cazul acesta, probabil că povara trebuie să fie repartizată și prevăzută. Da, la moment nu putem să spunem că avem atât de multe familii de refugiați care au solicitat deci cazare pe o perioadă nedeterminată. Până la moment, dacă nu greșesc, sunt vreo 5 familii. Vom vedea deja necesitatea, deci celor care pleacă este mai ușor, îi putem ghida, respectiv voluntarii ajută în dependență de, au surse financiare pentru, de exemplu, aș cumpăra tren la bilet, pentru că au fost că ajunge la gară și zici, dar eu nu am bani, poți să mă ajuți, te rog? Și îi putem direcționa. Ulterior, cred că vom face o totalizare a familiilor care au rămas aici pentru o perioadă mai îndelungată și deja ne vom vedea cu ce putem să ajutăm exact. Poate să direcționăm, poate să ajutăm din punct de vedere juridic, pentru că această persoană, această familie care au rămas aici poate fi integrată mai ușor în societatea noastră. Mai este un aspect tehnic. Ucrainenii vin cu grivne în țară. Ei bani au. Cu valuta lor națională. Da, deci majoritatea nu au o rezervă acasă în euro sau în dolari. Ei
trăiau cum își duceau, trăiau cum îl duceau. Și iată că vine problema și iau banii care iau, dar ei sunt grivne. Grivna a scăzut foarte mult. Deci, practic, acelea sunt niște bani devalorizați. Și nici pe aceia nu se schimbă, fiindcă este o instabilitate pe piața valutară și băncile nu iau. Este, printre altele, o bancă care, doar o bancă are, care pierde milioane pe zi, dar ca o responsabilitate morală și-a asumat să schimbe grivnele macar la un curs cât de cât, ca să nu fie doar rostini costul hârtiei, mă scuzați de expresie. De aceea, când vin, e real. Ei pot să aibă bani, dar bani care nu valorează mult acum și nu se poate mult să-și asigure. Unele bănci din Ucraina au blocat, sunt blocate conturile. Deci oamenii puteau să aibă pe card bani, de exemplu, da? Nu funcționează. Nu funcționează, fiindcă au fost altele chiar fizic distruse, altele au fost blocate activitate, nu sunt lucrătorii care se procesează și așa mai departe. Deci, real, e problemă cu latura financiară. O altă problemă care o văd în astfel de situații este greu de făcut planuri de foarte lungă durată. Exact. Imaginați-vă că mâine se termină acest conflict, majoritatea din ei pleacă acasă, toate planurile noastre sau și de Doamne așa se întâmplă. E cel mai bun. Da. Imaginați-vă acum, de exemplu, este un caz, o trecere de frontieră, unde fluxul s-a micșorat. De ce? Am încercat să înțelegem de ce nu mai vin refugiați așa de mult pe acea direcție. Simplu. Un pod a explodat un pod și a doilea nu mai dă drumul pe el, nu știu de ce. Și pe acolo deja nu mai trece. Noi probabil am fluxul pregătit. Fluxul a scăzut, da, și fluxul. Pe acolo nu este. Noi am pregătit infrastructura acolo și acum nu trece pe acolo lumea, știți cum. Probabil un pic mai încolo să înceapă iar să traverseze. Și acum trebuie urgent de redirecționat. Exact. Deci sunt niște lucruri care trebuie rapid să pot să reacționez. Fiindcă nu, și da, fluxul care venea la această vamă până acum s-a dus la alte vame și acolo și mai mare aglomerație s-a făcut. Fiindcă oamenii oricum, fluxul e același, continuă să fie. Vedeți că toate nuanțele acestea nu duc cont, adică oamenii din exterior sau cei care ne privesc nu conștientizează. Da. Dar ea există, pentru că dumneavoastră sunteți implicați și vedeți, trebuie să soluționați. Da, de asta noi și am creat un grup prin care putem să transmitem informația de la Poliția de Frontieră, care punct v-am ales cel mai aglomerat, de la Biroul de Migrație și Azil, transmitem informația care au nevoie pentru a putea direcționa. Pentru acele facilități la zboruri aeriene, deci iar transmitem ca să fim pe fir atunci când, să putem să intervenim rapid atunci când se întâmplă ceva. Deci noi astăzi sunteți în mereu colaborare cu organizațiile, da, guvernamentale, da, suntem naționale. La curent, da, și respectiv conlucrăm sau colaborăm și cu prieteni din Iași. Uh-huh. Și încercăm să vedem. Avem un caz acum sensibil, aș spune eu, și era problema de transport. Deci este o mamă în proces de divorț, dacă nu chiar divorțată, cu 3 copii, dintre care 2 sunt autiști. Al treilea este astmatic. A fugit din Ucraina, a venit la noi tot prin voluntari, a ajuns în Chișinău și ea zice, eu nu știu unde să plec. Îi zice, eu nu știam ce să fac, să mă întorc înapoi sau în general să rămân aici unde sunt. Și am direcționat-o ca să ajungă, deci în primul rând pentru a oferi un ajutor copiilor, să ajungă în Cehia. Și imaginați-vă, cu 3 copii problematici, fără surse financiare, pleacă într-o țară absolut străină, unde nu știe cine o așteaptă și unde nu știe ce urmează să facă pe viitor. Și atunci ea zice, ok, dar cum să ajungi tu cu acești copii, mai ales cine știe specificul copiilor autiști, știe că au probleme atunci când își schimbă traseul. Deci sunt un anumit specific. Respectiv era problema de a transporta cu trenul, ceea ce e foarte lung și foarte deranjant pentru ei va fi. Am găsit cu un mijloc de transport, dar era preț per persoană 100 de euro. Pentru copii inclusiv. Și a zice, este exagerat, deci eu nu am. Și atunci colegii noștri din România am găsit o soluție și am găsit un mijloc de transport care să-i ducă gratuit până în capitala Cehiei. Și astăzi la 9:40 a pornit spre Iași. Și iarăși, prin intermediul colegilor din Iași, conlucrăm, vedem unde este
transport gratuit, pentru că sunt din București, de teritoriul României, sunt curse și gratuite către diferite țări din Europa, inclusiv trenurile sunt gratuite pe teritoriul României. Și atunci transmitem informația pentru ca să putem să ajutăm oamenii, pentru că, așa cum s-a spus, oamenii au venit fără surse financiare, chiar dacă au, dar practic, sunt nimic. Practic, dumneavoastră creați o rețea, o sistem, o infrastructură chiar internațională, ca să intermediari, știți, este, așa. Este vorba aceasta, nu există rău fără bine. A fost foarte rău când toți membrii societății moldovenești plecau în peste hotare. Migrația, la noi sunt foarte mulți oameni plecați peste hotare. Dar acum toți aceștia devin membri ai rețelei noastre care noi putem să lucrăm. Adică fiecare, cine ai cunoscut în Iași? Cine ai cunoscut în, mă știu eu, Spania? Și astfel se creează infrastructură. Da. Un pic, deci tot sunt cunoscuții noștri, prietenii noștri care au plecat cândva încolo. Nu ne-au părut bine că au plecat, ne-am bucurat pentru ei că au reușit ceva, că au plecat. Dar acum se creează infrastructura aceasta informațională din prieteni și cunoscuți. Și este bine pentru că moldovenii noștri cunosc limba rusă. Și atunci, deci este un ajutor enorm pentru persoanele din Ucraina, pentru că, zici... Probleme de comunicare. Da, zici, o să întâlnească la gara de tren, uite, un român. Ea cunoaște ceva măcar engleză, zic, poloneză dacă vrei. Și zici, ok, haideți că găsim soluții. Și atunci moldovenii noștri, într-adevăr, ne prind bine și ajută foarte bine în aceste cazuri. Mai ales Iași, facultatea Ioan Cuza... Universitatea, foarte mulți moldoveni în bază acolo. Chiar am văzut un anunț pe rețele sociale în România. Da. Solicităm vorbitori în limba rusă. Solicităm, vă rugăm foarte mult. Moldoveni, basarabeni, vă rugăm foarte mult. S-au adresat și la noi, partenerii noștri de la ADRA din partea Moldovei românești, s-au adresat la noi dacă putem să găsim voluntari. Ei cazează, ei hrănesc, răspund pentru toate, numai să traducă. Să traducă, da. Fiindcă se întâmplă această problemă acolo cu înțelegerea a limbei ucrainene. Evident. Solicitarea a fost, mesajul l-am transmis, acum așteptăm voluntari, cei care vor să ajute într-adevăr, pentru că într-adevăr partea asta spre România este mai neacoperită de voluntarii noștri, ca să zic așa. Și atunci toți cei care puteți să ajutați, să oferiți timpul vostru, vă rugăm să ne anunțați, pentru ca să putem să organizăm. Ca voluntar, cea mai mare nevoie pentru un voluntar la ziua de astăzi, în lucrarea aceasta, zic lucrare, e muncă cu refugiații. Dacă ar putea voluntarii să-și poată face un program, ar fi bine, ca să poată ei în primul rând să odihnească, pentru că eu am observat după 9 zile, 3 ore pe noapte dormind, mâncând fie în transport, fie când reușești. Eu am crezut că totul va fi normal, e bine, dar... N-a fost așa. Am ajuns până la aceea că ești epuizat, ești fără energie, fără putere și vrei să rezolvi, dar deja observi că ajutând pe alții, tu poți să adormi la volan, încercând să ajuți la un moment dat, știu că într-o noapte, zilele acestea m-au sunat, vin la tine două mașini, vin atâția oameni, îi întâmpini și eu stând pe scaun am adormit. Și soția mă întreabă, te-ai pornit undeva? Și eu îi spun, da, dar unde? Nu știu. Și oboseala aceasta m-a făcut și am spus, nu, eu scriu și deja scriu totul la ora cutare, eu întâmpin eu, trebuie să fiu acolo și tot ce spune-mi și nici unde trebuie să te duci, că dacă ceva eu țin mai bine minte. Și lucrul acesta observ că într-adevăr mi-am adus aminte ceea ce a spus Domnul Iisus, veniți la o parte și vă odihniți și timpul care e nevoie de refăcut, chiar dacă valul e mare, chiar dacă e nevoie să ajuți pe alții, fii atent salvând pe alții să nu ai riscul să te neci și tu. De aceea voluntarii au nevoie și ei aici să ghideze puțin sau să fie atenți pentru că te poți obosi. Epuiza. Da. Era undeva 2 noaptea. Un voluntar îmi scrie, credea că nu o să văd. Mă scrie în privat, dar credea că o să văd dimineață ceva, un mesaj, un fel de țipăt al sufletului, adică își revarsă sufletul, știți cum. Și nu cred că aștepta răspunsul care l-am dat.
I-am spus, eu cred că tu trebuie să te mai oprești un pic. El aici vine, solicită, ajutați-ne, că noi ajutăm foarte mult oameni și așa mai departe. Și eu spun, eu cred că trebuie să te odihnești un pic, trebuie să te oprești. Și am explicat, ei să lucrez încă două zile așa, dacă tu te odihnești, tu ai să ajuți mai mulți oameni. Dacă tu ajungi la burnout efect, adică ardere, atunci ai să ajuți 2-3 zile și după asta n-ai să mai vrei nimic și mai puțini oameni o să fie ajutați prin suportul tău. Deci am insistat, l-am telefonat atunci noaptea și am spus, uite, nu, el merită, dar nu trebuie făcut acum acest lucru. Fiindcă dacă tu... Te depășești. Exact. Da. Dacă tu este odihnești, e să ajuți mai mulți decât dacă este epuizezi, e să ajungi la capătul puterilor și pe unde mai vrei să faci nimic. Cu înțelepciune trebuie de făcut aceste lucruri. Înțeleg că trebuie societatea să se mai mobilizeze și dacă sunt voluntari, evident că sunt voluntari care pot să ajute pe mai mult, pe un termen mai lung. Altcineva poate să ajute, de exemplu, atâtea ori. Chiar și pe ore. Da. Zi, da. Da. Pot da. Să vin... Pot să vin o dată în săptămână sau și tot aceștia pot fi procesați, organizați și implicați în ajutorul acesta umanitar. De genul acesta, noi am făcut acasă un program de lucru și am schițat toată săptămâna oamenii care sunt la lucru, i-am sunat să vedem unde am putea și ce ar putea să ne ajute. Și sunt familii care au spus, eu noaptea nu-i pot primi pentru că a doua zi sunt la lucruri, dar seara încă pot să primesc. Și în felul acesta ești motivat să faci un plan, un grafic și număr de telefoane oamenii și sunându-i, contactându-i pe unii, primindu-i pe alții deja, alții au spus, eu am transport, n-am combustibil. Altul spune, eu am pentru combustibil, dar nu am transport și îi căutăm să facem legătura. De obicei eram intermediarul, dar acum am început să spun, uite, sună-l, te rog, pe acesta și ei între ei deja să înțeleg, pentru ca să poată lucra mai departe și observ că, iată, de două zile și la noi fluxul s-a mai oprit din cauza în vamă, adică drumurile, podul care a fost oprit, da. Și oamenii sunt mai puțini, iar acum programul sau sistemul lucrează mult mai bine. Deja credem că cu valul care vine, a noștri sunt gata. Chiar și unii din biserică au spus, care au primit oameni, în fiecare zi au spus o zi măcar, pauză. Chiar mă uitam și la soția mea, când prin casa noastră, timp de o săptămână, peste 25 de oameni care doar în casa noastră, aici e vorba de hrană, e vorba de... pregătește, schimbă, da, spală, lucrează și pe lângă aceasta unii care trebuiau în altă casă să fie găzduiți și erau bătrânici și au spus eu nu pot să fac toate acestea, ne ajutați și noi ajutăm și cu hrană, hai că facem și acolo, e nevoie și la biserică și atunci unii din biserică au spus noi putem să ajutăm cu hrană acolo. Ei bine, ne ușurați lucrul acesta, s-au găsit producții, am dus acolo și pur și simplu m-am dus la un moment dat la... biserică unde erau 18 persoane și le-am spus, astăzi mâncarea e aici în bucătărie, iată pachetele, iată hrană, sunt 6-5 femei, vă rog frumos, este unde să faceți aragazul, vă rog frumos faceți, pentru că dacă mai continui în coză așa, eu cedez și toți vor ceda din jur. Și am descoperit că s-ar putea ca și unii, în special la cei care vin și stau două zile, spune bine o noapte, vă înțelegem, v-ați odihnit, nu nicio problemă, cu ceva vă întâmpinăm, dar mâine dimineață vă invităm frumos la bucătărie, faceți în meniu o supă sau nu știu ce, hai vă rog frumos, totul am adus și pentru ei am observat că unii este o metodă de a se liniști, de a intra în ritmul vieții și spune, a, lasă că fac, că nu sunt invalid acolo și cineva să îmi aducă într-una. Și oamenii parcă se trezesc și încep să activeze și am spus, nu, trebuie să fie o conlucrare atât din partea celor care sunt de aici și cei care vin de acolo, de asemenea, hai să facem această implicare. Că dacă noi ne-am gândit că va fi poate câteva zile sau o săptămână, dar lucrul acesta, dacă tot continuă și să spune că va fi o lună de zile, eu mă uit din vamă. Pentru că dacă în primele zile stăteam în vamă și acolo puteam să ghidez, vineau bărbați, oameni cu mașinile lor personale, spunea, eu cu ce vă ajut? Și spuneam, așteaptă câteva minute, acuși vin niște oameni. Dar într-o săptămână situația s-a schimbat. Acum este invers. Oamenii vin și eu lor le spun, oameni buni, așteptați, acolo este un cort, puțină căldură, un ceai, ceva vă oferim, așteptați. Și în timpul acesta sun 1, 2, 3, 4, 5
și omul să spună că nu pot, la lucru și așa mai departe și căutăm, găsim, se găsește. Dar deja oamenii vin, se adună și au nevoie de acest mijloc de transport. Pentru că observăm, s-a împuținat mijloacele acestea de transport, dar oamenii totuși continuă. În alte cuvinte, mulți au obosit, alții și-au epuizat economiile lor și le-au epuizat și au spus, eu am putut să fac o dată, două ori, 100 de kilometri, 200. Alții, eu știu personal care au făcut 700 de kilometri din contul lor. Aceasta nu este un lucru de nimic. Și la un moment dat îi spun, gata, te rog, eu atât am putut să ofer, aștept deja mai încolo ce voi putea. Vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați fost împreună cu noi. Ceea ce ați spus dumneavoastră este foarte important și telespectatorii noștri probabil că le trebuia să înțeleagă cum îi se întâmplă acest ajutor pentru refugiați. Vă dorim succes și să nu avem epuizare, ci să avem un sistem, o structură și să ajutăm cu adevărat aceste ajutoare să ajungă la cei care au într-adevăr nevoie. Vă mulțumesc foarte mult. Scump prieteni, emisiunea noastră de astăzi se încheie cu un reportaj. Vă spunem la revedere și până data viitoare. Unii refugiați sunt cazați în local Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Deci deja de vreo 3 zile noi aici păpășesc refugiații din Ucraina. Avem în jur la 30 de persoane, le acordăm un loc de trai, hrană și îi sprijinim în situația în care s-au aflat. Am ajuns aproximativ la 100 de persoane cazate care au fost aici și au plecat. Cred că una dintre principalele dificultăți este lipsa de spațiu, lipsa de saltele, lipsa de platnă și perni. Apoi avem nevoie de voluntari care ar putea să se consacre lui Dumnezeu și să poată să aibă grijă de acești oameni. Fiecare caz în parte este special. Toate persoanele care vin aici au o istorie personală și noi suntem frapați și uimiți de fiecare moment care se întâmplă acum. Pot să menționez câteva. Persoana care, tatăl care și-a așteptat fiul de peste hotare de aici, din Ucraina, neștiind dacă îi va permite să treacă sau nu, pentru că fiul era demn de apt de război, și, dar totuși după multe rugăciuni, tânărul a putut să treacă, a ajuns aici, împreună cu mama lui care era însărcinată. Fiecare caz este un caz uimitor. Oamenii sunt frapați, sunt fără nădejde, sunt într-o situație de amărăciune. Când priviți în ochii acestor oameni, ce vedeți? Durere, lipsă de speranță, agitații. Masa este organizată de către surorile Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Acasă este transportată aici și apoi deja aici este distribuită. Din cauza că suntem puțini voluntari și din cauza că avem un așa flux de refugiați, suntem practic obosiți, suntem la limita puterilor, dar când vedem situația care este, când vedem nevoia lor de a le acorda un ajutor, Dumnezeu ne dă puteri și încercăm să facem față. Pe viitor, cred că facem planul, ne gândim cum să facem ca să putem să distribuim, să împărțim responsabilitatea fiecărui membru care este aici, ca într-așa mod lucrarea să meargă fără oprire și cu succes. Cum vedeți dumneavoastră unitatea bisericii dumneavoastră locale și bisericilor care sunt în jurul dumneavoastră? Slavă Domnului, Dumnezeu mobilizează biserica, frații și surorile s-au unit, indiferent de faptul că mulți sunt ocupați la serviciu. Încercăm să ne mobilizăm și să facem față, să oferim timpul nostru liber și chiar în timpul serviciului oamenii vin aici ca să se implice în lucrare. Această situație cere unire și slavă Domnului, bisericile manifestă această unire. O urare celor care ajută și celor care încă n-au reușit să ajute.
Vorbeam de război cândva. Războiul deja nu mai este undeva, războiul este aici, aproape de noi, și refugiații au nevoie acum de ajutorul nostru. De noi depinde viața lor și perspectiva lor. De aceea rugăm toți voluntarii, toate persoanele care aud acest interviu, vă rugăm să aflați unde este zona de trecere, cea mai apropiată zonă de dumneavoastră, unde este biserica care cazează oamenii aceștia refugiați, și grăbiți-vă pentru că ei vă așteaptă, au nevoie de căldura dumneavoastră sufletească și căldura fizică.